Bună ziua, domnule Emil Părău. Vă mulțumim în primul rând pentru că promovați turismul la nivelul Văi-Jiului de foarte, foarte mulți ani și vă implicați în toate proiectele pe turism ale Văi-Jiului. Și vă mulțumim pentru faptul că veniți cu noi la Campionatul Mondial de Handbal împreună cu cea mai puternică mediatizată stațiune turistică din Valea Jiului, Ski Straja. Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste eforturi care le faceți an de an și de câți ani faceți treaba asta? În primul rând, eu vă mulțumesc că dumneavoastră ne promovați pe noi. Noi vom fi alături de dumneavoastră la Campionatul Mondial și, în primul rând, alături de fetele noastre și sperăm să aibă niște rezultate deosebite. Vreau să cred că, din nou, o să fim mândri că suntem români și suntem foarte fericiți că participăm alături de dumneavoastră și mai ales de acel slogan "Scoate dacul din tine". Este cazul ca noi românii să scoatem dacul din noi și să nu ne fie rușine că suntem români, n-avem niciun motiv, avem o istorie cum n-are nimeni și de ce nu să credem că România, în România va fi din ce în ce mai bine. Pentru asta este nevoie ca toți să contribuim printr-un mic efort și să nu așteptăm să vină alții să ne facă ceva în țară, că nu o să vină nimeni. Noi o să trăiască să ne facem aici. Tocmai de asta noi în Straja putem să spunem că am încercat pe forțele proprii încă din 1996, când la prima disponibilizare mi-am dat seama că nu este altă alternativă în Valea Jiului decât turismul. Am investit foarte mult și s-a dovedit că făcând investiții poți să aduci și turiștii. Dacă atunci unii râdeau, ziceau cum să faci în Straja turism, ba, la posturi importante de televiziune zicea ce, să dau minerii cu cascheta pe pârtii, uită că minerii au reușit să facă poate cele mai frumoase pârtii din țară. Avem 25 de kilometri de pârtii. Pe toate avem instalații de făcut zăpadă artificială. Am reușit prin forțe proprii să montăm două telescaune, 7 teleschiuri. A venit alături de noi și guvernul cu o gondolă. A venit Consiliul Județean cu drum, cu canalizarea anul acesta și avem un mare proiect și pentru vară să facem un rai al bicicliștilor aici în Valea Jiului. Dacă totul este în regulă, în 2 ani de zile vom avea 600 de kilometri de pârtie pentru mountain bike. Având în vedere faptul că, iată, Valea Jiului este împreună și cu Consiliul Județean în promovarea acestui domeniu schiabil de la Straja, din punct de vedere turistic, la ce vă așteptați în acest an? Deci, pot să vă spun de acum că stațiunea pentru perioada de iarnă este ocupată circa 80%, deja avem rezervări, ceea ce este un lucru deosebit. Turiștii deja știu ce oferă Straja. Noi acum lucrăm foarte mult pentru a reuși să facem turism 12 din 12. Din această cauză avem nevoie în primul rând de Guvernul României, avem nevoie ca să investească în acel drum.